Urmează un sfârșit de săptămână cu temperaturi caniculare, iar o ieșire la munte pare cea mai bună alegere pentru cei care caută răcoarea. Mergem la Brașov, de unde Claudiu Longhin vine cu sugestii pentru acest weekend. Claudiu, bună dimineața! Ce locuri frumoase ne recomanzi în Brașov? Bună dimineața, spre exemplu, Munții Postăvaru și Piatra Mare, acolo unde putem face numeroase plimbări la pas pe trasele turistice, aproape mărginesc municipiul Brașov. Munții Bucegi, Piatra Craiului și chiar Făgăraș sunt și ei aproape de municipiul Brașov. Putem face și plimbări cu bicicleta și nu trebuie să uităm nici de zonele de bazin, de paradis acvatic. Trebuie spus că există și trasee de tirolian, nu sunt puține și toate sunt amenajate la umbră, în pădure. De asemenea, este de amintit și faptul că poate fi vizitată peștera din Valea Cetății undeva lângă stațiunea Râșnov. Acolo temperatura interioară nu trece de 12 grade Celsius în niciun moment din an. Este o peșteră amenajată turistic. Dacă vorbim despre prețul cazării, ei bine, este, spre exemplu, în Poiana Brașov, între 134 de lei pe noapte pentru o cameră dublă și 1455 de lei pe noapte pentru un apartament cu 3 camere. Claudiu, îți mulțumesc!